Bună dimineața, bine v-am găsit din nou la o nouă emisiune Lux Sport Live. Am avut un meci incredibil prin prisma golului marcat aseară pe Arena Națională. Giroud a reușit să înscrie pentru Chelsea unicul gol al victoriei împotriva lui Atletico Madrid și pleacă cu prima șansă pentru calificarea mai departe. Tot aseară, spre miezul nopții, o știre legată de Dan Petrescu. După 8 partide, Dan Petrescu se desparte de Kayserispor. 45 de zile a rezistat Bursucu la echipa pe care nu de mult o pregătea și Marius Șumudică. Surprinzător pentru că, trebuie să spunem, este cel mai scurt mandat al lui Dan Petrescu la o echipă de club. Și turneul Under 19, pe care îl așteptam în România, a fost anulat din motive pe care, din păcate, le cunoaștem cu toții. O nesiguranță în privința acestui virus care nu mai permite organizarea acestui turneu mult așteptat pentru noi în România. Urmau 4 stadioane să găzduiască competiția. Și o știre de ultimă oră, vom discuta pe finalul emisiunii. Tiger Woods, cunoscutul sau cel mai cunoscut jucător de golf, a avut un accident cu puțin timp în urmă în Statele Unite la LA, iar starea lui nu este deloc una bună. Despre aceste lucruri și nu numai, vom discuta în această dimineață cu Răzvan Stanca. Fost portar cu multe echipe în Liga 1, actualmente antrenor, dar un antrenor care, după ultima echipă, Turistul Mogurele, încă așteaptă să revină în joc, să spun așa. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Ce faci în primul rând? Pentru că ai fost și la loturile naționale, spuneam mai devreme, ai mers cu Eugen Trică la Turist, o echipă care s-a desființat, o echipă care nu de mult era la un pas de Liga 1. Da, am fost și la... Din păcate a fost o experiență foarte scurtă la Turist. Sincer, eu nu mă așteptam să se termine așa de repede. Dar așa se întâmplă lucrurile în fotbal românesc în ultima vreme. Incertitudine pe toate planurile. Ce faci acum? Aștepți un nou angajament, mă gândesc. Bineînțeles, da. Aștept cu nerăbdare să reintru în circuit. Pentru că asta îmi place și lasă mă percep cel mai bine. Spuneam în deschiderea emisiunii faptul că Dan Petrescu s-a despărțit de Kayserispor, informații pe care presa a dezvoluit-o pentru prima dată, după care și cei de la club au anunțat-o oficial. Tu l-ai avut pe Dan Petrescu antrenor la Sportul. A plecat de la CFR Cluj, ne-a surprins că a ales să meargă în Turcia la momentul respectiv, într-o situație în care Kayseri era În subsolul clasamentului, unde de altfel este și acum, după ultimele rezultate, pentru că altfel nu s-ar fi schimbat lucrurile pentru el. N-a reușit să facă mai nimic și nu știu cât de mult l-a ajutat acest pas. Da, sincer și pe mine m-a surprins, pentru că Dan Petrescu este un antrenor foarte bun, care știe să-și capaciteze jucătorii la maxim. Dar probabil nu se pot face minuni peste noapte. E cunoscut faptul la Dan Petrescu că el își face lotul de la începutul pregătirii precompetiționale și de asta a avut și continuitate și aceste rezultate formidabile și cu CFR-ul cel puțin. 2 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri la Kayseri. O echipă unde Silviu Lung este în poartă, unde Cristi Săpunaru este și el în echipă, unde, din păcate pentru el, Denis Alibec n-a putut să-l ajute, este o accentare serioasă pentru Denis, l-a luat pe Lucasen. Au fost multe lucruri agitate, să spun, din anumite puncte de vedere. Din păcate, cei din conducerea administrativă n-au mai avut răbdare, probabil sunt disperați și vor tot din adins să rămână în prima ligă. Probabil din cauza asta a venit și această mutare. Altfel nu mi-explic. Normal trebuie să dai credit unui antrenor pe care îl aduci, știi în ce condiții îl aduci și trebuie să ai încredere în el că până la final o să scoată cel mai bun din jucători. Cum este Dan Petrescu? Spuneam, l-ai avut la Sportul. Acum 16 ani, acum cum era și cum s-a schimbat diferența dintre Dan Petrescu de atunci și Dan Petrescu pe care l-ai văzut acum? Când l-am avut la Sportul, era la începutul carierei. De-abia debutase, era la Sportul în Liga 2, venise. Un moment a plecat la Rapid
și când am promovat s-a reîntors. Un antrenor dornic de afirmare, ca și jucător foarte, foarte ambițios, punea accent foarte mult pe construcție, pe fază de apărare și văd că același lucru le face și le-a făcut și la CFR și la Kayseri. Din păcate, la Kayseri nu i-a ieșit. A, pentru ele e suficient să câștige cu 1-0 și să nu aibă un meci extraordinar. Exact, da. Le interesează scorul, rezultatul. Ai văzut aseară Atletico cu Chelsea. Un meci interesant. Un meci pe care ni-l doream în România, de la finala Europa League și de la prezențele Stelei FCSB-ului în competițiile europene sau CFR-ul, da? Un meci de genul ăsta, repet, am văzut în 2012 între Atletico Madrid și Atletico Bilbao, atunci cu Falcao, omul serii, da. Atletico Madrid câștiga cu 3-0. De această dată, Suarez, să spun așa, moștenitorul numărului, da? Numărul 9, nu a reușit să marcheze nici măcar un gol. Este una dintre ocaziile pe care le-a avut uruguaianul. Însă, mai departe de tot ceea ce am văzut, am văzut un gol. Și acesta este golul. Da. Cred că la aceeași poartă unde a dat și Chiricheș cu Ajax. Exact. Cam aceeași, și aceeași execuție. Mai că a fost... Mi se pare că a fost opțiunea. Nu. Mingea a fost deviată inițial și noi am avut senzația pe transmisie că este offside, s-a consultat VAR-ul, iar în urma consultării VAR-ului, golul a fost validat. Acum, aici, a fost deviat și mingea deviată. Cât poate fi învinovățit Oblak pentru un astfel de gol? Așa, de la portar la portar. 0%. Nu poate, n-avea ce să fac. E foarte că această execuție este o execuție surprinzătoare. Nu te poți aștepta să vină mingea exact pe tine. Doar norocul poate să facă să intervii la o asemenea execuție. Pentru că nu știu unde poate lovi. Nu, și nu se aștepta la execuție. Adică nu se aștepta Oblak să... Uite, prima semnalizare, după care se revine cu pentru că Tușerul a ridicat offside-ul și s-au stat minute bune în cabina de VAR să analizeze. Și reacția, vezi, m-am uitat la reacția jucătorilor. Cei de la Chelsea... Dar ce mi se pare, nu colegul lui o deviază. Nu. Cei de la Chelsea, ce au avut senzația de același lucru, că a fost offside, au așteptat pentru că s-a stat minute bune pentru validarea acestui gol. S-a așteptat hotărârea lui Brich, arbitrul din Germania. Și după aceea au validat golul pentru că, repet, mingea a venit de la adversar, iar Giroud cu această execuție este unul dintre cele mai frumoase goluri marcate fără doar și poate în ultima vreme în Champions League. Giroud a reușit să înscrie pentru 1-0. Cât de mult la părerea că jucătorul cu numărul 19 o deviază. A, nu. Aici se vede cel mai bine, da. Cu numărul 22. Da, aici s-a văzut cel mai bine. Hermoso a fost mai exact. Deci, mingea venind de la Hermoso, deviată, Giroud a marcat. Este această calificare îndreptată către Londra, către Chelsea, Atletico, repet, unde era în primera la distanță de Barcelona și Atletico și Real, Atletico cu două meciuri slabe cu Levante, iată vine și acest meci de Champions League, strică toate planurile. Se mai întâmplă și la echipe mari, nu numai la echipele mici. Sunt două competiții diferite, eu zic că o să-și revină Atletico. Au fost nenumărate cazuri când
Ciolo Simeone a făcut minuni. Da, mă uitam și am revăzut imagini de la finala Europa League. Tot era pe bancă la Atletico în 2012, 9 ani. Nu știu câți antrenori rezistă la un club de nivelul acesta atât de mult timp. A fost, cel puțin în Anglia, eu știu doi. Arsène Wenger și Alex Ferguson. Ok, vorbim de Sphinx aici, știi? Da. Dar din generația, pentru că și Tuchel, de exemplu, a preluat Chelsea, a fost la Paris Saint-Germain. Da. Na. E vorba nu și mai de există răbdarea. Exact, e vorba și de încrederea pe care conducerea ți-o acordă. Iar în ziua de azi nu mai există. Da. Tu ai dat două exemple din anii, da, da. 80, 70. Chiar și 2000 80. Au fost, da. Dar să începi ușor, ușor 90 să construiești, pentru că acele cluburi au fost pur și simplu construite de cei doi. Da. De Alex Ferguson și de Arsène Wenger, ei au construit liberă, cele, da, două cluburi. Au avut mână liberă, nu s-a băgat nimeni peste ei. Drept dovadă și rezultatele pe care le-au avut. Tot aseară, și am să rog pe colegi dacă ne pot ajuta cu imaginile, Lazio-Bayern. Bayern întegringolat în Bundesliga, unde nu s-a regăsit. A câștigat cu 4-1 împotriva lui Lazio. Fane Radu, accidentat fiind, nu a fost pe teren. Lewandowski 1-0 minutul 9. Și iar observator la această partidă, ne bucurăm că a fost prezent alături de Fane Radu și Cosmin Contra, fostul nostru selecționer, el un om care își ocupă timpul acum prin delegările primite de la UEFA. A fost un meci pe care Bayern l-a dominat. A fost 4-0, 3-0 la pauză, 4-0 imediat după repriza a doua, iar Lazio a marcat golul de onoare, moment în care rezultatul s-a și păstrat până la final. Bayern fără nicio emoție, probabil, mai departe, dar nu... Câștigând clasare cu 4-1, sigur. Nu cred o că vezi favorită? Emoții. E una dintre echipele tale favorite? Da. Deci, prin prisma faptului că l-au pe Lewandowski, care pentru mine e atacant numărul 9. Un adevărat număr 9. El poate să fie considerat etalon. Nu de mult vedeam și noi meciuri de genul ăsta prin România. Iar tu erai la Steaua și ai prins. Vom mai vedea Champions League în România? Sincer, la momentul respectiv slabe șanse, dar speranța mare ultimă. Ce ar trebui să se întâmple în fotbal din România pentru a avea o echipă aici? Nu știu, cred că trebuie restructurat tot, luat de la zero și adus altă mentalitate, o nouă tactică, nu știu, probabil adoptată celor cluburilor din străinătate, dar pentru a te adapta condițiilor de acolo trebuie să bagi bâna în buzunar. Și aici mă refer și la condiții de antrenament și la jucători și la stadioane. Văd că la stadioane stăm bine, destul de bine. Da, în comparație. Dar, momentan, da, suntem departe, da. De tine în Liga 1, unde n-aveam stadioane, să ajungem și trebuie să spunem că este o mândrie să găzduim un meci și să avem condițiile unui meci de Champions League. Ok, nu ne gândeam. Da, spuneau comentatorii că acum 25 de ani s-a mai întâmplat cu Steaua Roșie. Când au pierdut. S-a jucat pe Cotroceni. Da, s-au primat meciurile astea de Champions League și la noi, și la Budapesta. Și astăzi este un meci pentru că trebuie să spunem, meciul dintre Borussia Mönchengladbach și Manchester City se va disputa pe Ferenc Puskás. Este un loc pe care UEFA l-a gândit din punctul ăsta de vedere. De ce nu poate vom avea și noi un alt meci mai departe în această competiție? Pentru că, repet, eu am fost mândru să văd aseară că avem și este și o pregătire, să spun într-un fel sau altul, pentru turneul final de la vară, pe care ne dorim cu toții să-l avem până la urmă și sper că nu vor fi probleme. Este o mândrie să existăm pe harta,
pe harta fotbalului pe cel mai înalt nivel, deși fac și o paranteză, colegii de brează, de presă, cei din Anglia ne-au mutat din nou pe la Budapesta pe stadion. Se întâmplă. E greu, Budapesta, București. Bucarest, Budapesta, da. Da, e mai complicat. La geografie unii mai lipsim dintre noi și se întâmplă să mai greșim. Păcat că la un asemenea meci n-au fost prezenți și spectatorii. Care absolut. Bine. Era păcat. Eu zic că cel puțin jumătate se umplea stadion, dacă venea, dacă aveau acces. Nu știu dacă greșesc cu această informație, am înțeles că în Premier League sau în Anglia, undeva până la vară vor fi spectatori pe stadion într-un număr cât se poate de ok. Păi nu sunt deja acum, bine, la da, capacitate să fie, mai redusă. Să se simtă atmosfera aia britanică. Rămânem împreună și după o scurtă pauză publicitară. Vom avea o surpriză, nu vreau să vă dezvălui, o surpriză legată de ziua de 24 februarie de astăzi, un dialog cu un om care pur și simplu a scris istorie pentru fotbalul românesc. Revenim. Am revenit în studio alături de Răzvan Stanca, invitatul meu din această dimineață. O dimineață importantă pentru fotbalul românesc acum 34 de ani. Acum 34 de ani, Steaua, după momentul minunat de la Sevilla, reușea să mai pună în vitrină încă un trofeu important european, Supercupa, împotriva celor de la Dinamo Kiev, Hagi, marcatorul unicului gol, lovitură liberă, una deviată. O Supercupă obișnuită mulți ani să se desfășoare la Monte Carlo. După aceea, cei de la UEFA au început să plimbe acest trofeu și în alte orașe importante ale Europei. Spuneai și tu, Răzvan, că ne uitam peste primul 11, au reușit să facă o juncțiune între Dumitru Stângaciu și Helmut Ducadam. Da, probabil că el de la... sape, dar s-a accidentat, am înțeles. A avut o problemă la braț. La brațul drept. Ce făceai tu acum? Aveam 7 ani. 34. Ai urmărit meciul? Erai de atunci? Nu. Păi, de fotbal m-am apucat pe la 8 ani, 9 ani. Aveam alte preocupări la vârsta aceea, la 7 ani. Este o performanță, așa cum spuneam, alături de cea a câștigării Cupei Campionilor, unică în fotbalul românesc. Da, și din păcate cam greu de egalat. Spre imposibil. Mi se pare imposibil. O echipă a Stelei ușor diferită, să spun așa, nu? De cea de la Sevilla. Cu Hagi, de exemplu, da, Tudorel Stoica, absent la Sevilla, a revenit în echipa roșie-albastră. Iată, la noi antrenor Angel Iordănescu, nu mai era americanei. Da. Iar la Dinamo Kiev, Valerii Lobanovski, un om care... Legenda. E legenda și ne bucurăm că dacă vorbim acum de Dinamo Kiev, vorbim de o altă legendă, legenda noastră, de Mircea Lucescu, fiind antrenor acolo în momentul de față. Ai crescut și tu, nu, cu această echipă? Peste ani ai jucat la Steaua. Da, așa e, dar ironia sorții face ca să ajung la Steaua din moment ce eu la sportul nu decât eu jucam împotriva Stelei, nu prea aveam o rivalitate așa de crescută, nu pot nici acum pot să-mi explic de ce. Când jucam cu Steaua aveam o dorință fantastică de a câștiga împotriva lor. Când jucam cu Dinamo sau cu altă echipă, nu eram, dar cu Steaua muream de ce dacă primeam gol. Da. Și pentru că, Răzvan, pentru că am anunțat că vom avea plăcerea și entuziasmul de a dialoga din nou cu omul care are și această performanță, deși n-a fost pe bancă, îi aparține și dumnealui. Domnul Emery Kenei este la telefon cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Cum vă simțiți în primul rând? Ce să fac? Mă simt relativ bine, că sunt accidentat, știi? Și nu mă simt, dar în rest mă simt bine și aș dori să mă simt și mai bine ca să văd niște jocuri foarte bune, ca să putem să spunem că, domne, echipele românești sunt
la un nivel foarte bun. Ne lipsește competiția europeană și urmăream acum imagini de acum 34 de ani. Dumneavoastră nu mai erați antrenorul echipei, era domnul Anghel Iordănescu. Echipa pe care reușeați să o aduceți în prim planul fotbalului mondial, a spune, după cucerirea Cupei Campionilor la Sevilla cu un an înainte, reușea să pună mâna și pe Supercupă un an mai târziu datorită golului înscris de Gheorghe Hagi. Da, așa este. Așa este. A fost o echipă, vă spun, niște jucători care, pe lângă valoarea fotbalistică, a avut și o valoare fizică extraordinară. Sunt amintirile, sunt sigur, cele mai frumoase în ceea ce înseamnă viața dumneavoastră de antrenor. Și aici pot să adaug și performanțele și momentele frumoase petrecute de dumneavoastră pe banca echipei naționale. Da, într-adevăr, vă spun sincer că a fost o perioadă foarte frumoasă a mea și sunt puțin invidios pe perioada aceea, că acum ce să facem? Suntem la o vârstă încât nu mai putem să facem, mă rog, poate, spun eu, că poate rezultate am putea să facem, dar nu mai e cazul. Aveți așa un minim regret de faptul că n-ați fost și la Monte Carlo? Da, sigur că am un regret, dar am uitat de Monte Carlo și mai mult am în minte Sevilla. Sevilla. Steaua Armatei, pentru că ați văzut echipa pe care dumneavoastră ați antrenat-o, locul în care ați avut nenumărate antrenamente și performanțe în același timp, a înființat echipa și își dorește în acest sezon să promoveze în Liga a doua. Nu se termină discuția între Steaua de astăzi, înființată de cei de la Armată, și FCSB-ul lui Gigi Becali. Este o discuție pe care nu cred că vreodată o vom avea încheiată. Da, într-adevăr așa este, dar vreau să vă spun că nu este normal treaba asta. Aici cred eu că ar trebui să intervină conducerea Stelei și să încerce ca echipa a doua să fie echipa a întâia, de fapt. Iar echipa a întâia să se lupte ca să reușească ca să fie echipa a întâia. Vedeți această echipă vreodată în Liga 1? Această echipă de la Liga 3, unde sunt foști jucători, George Ogăraru, Daniel Oprița, foști oameni pe care dumneavoastră i-ați avut, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, oameni pe care i-ați antrenat. Da, într-adevăr, au fost niște jucători care v-am spus că nu numai din punct de vedere al valorii fotbalistice au fost buni, ci și din punct de vedere și valoric psihic, spun eu, și de ce nu a avut valori încât au putut să ajute pe coechiperii lor și pentru asta echipa a reușit să facă rezultat așa cum a făcut. Naemi, va promova această echipă Steaua de la Liga 3 în Prima Ligă în România vreodată? Va dacă promova? Promovăm, acesta e obiectivul. Obiectivul, domnule, obiectivul este frumos, dar trebuie să ai și echipă și trebuie să ai și jucători care să poată să facă această, mă rog, acest rezultat. Da, și vor trebui, cumva, Naemi, vor trebui să găsească la acel moment și un om care să-i ajute prin prisma patronatului, pentru că legea în România nu-ți permite la momentul de față să promovezi în Liga 1 cu acest statut. Urmăriți și meciurile FCSB-ului? Le urmăriți, sunt sigur, la Liga 1. Cred că sigur, există da. Vreo diferență pentru dumneavoastră între o echipă sau alta?
Vă spun sincer că mi-ar face mare plăcere dacă aș putea să fac o diferență între echipa de atunci și echipa de acum. Pentru că, sigur, echipa de atunci, jucătorii de atunci, nu numai ca jucători s-au născut și ca jucători de valoare și să spun singur că asta a fost de fapt rezultatul nostru, pentru că cei 16 jucători care au câștigat Cupa Campionilor au fost jucători de mare, mare valoare fizică. Vedeți vreodată această echipă să mai participe într-o astfel de competiție? Sau vreo echipă românească în Champions League? Mi-ar face mare, mare plăcere și m-aș bucura dacă aș putea să îi felicit pe această echipă, dacă poate să facă un rezultat foarte bun. Naimi, s-a inaugurat noul stadion din Ghencea. Da. Sunt sigur că v-ați dorit din tot sufletul să-l vedeți. Repet, pe stadionul din Ghencea de dinainte ați trăit foarte multe momente frumoase. Ați fost sunat de cei de la armată să fiți invitat? Se apropie 7 mai, da? Vor fi 35 de ani de la cucerirea acestui trofeu și discutam cu domnul Ducadam, cu domnul Bumbescu și doresc să fie în aceea zi prezenți pe stadion pentru un eveniment, că va fi un meci. V-a sunat cineva de la armată până acum să vă invite în perspectivă? Știm că sunteți la Oradea, sunteți departe, dar invitația poate fi făcută. Da, deocamdată nu m-a sunat partea armatei, deși ar fi normal. Eu acum nu... Ar fi normal ca să mă sune, pentru că totul, și nu numai pe mine, pe toți cei jucători care au prin jocul lor, prin rezultatul lor, au reușit ca să facă ca o echipă românească să ajungă, să fie câștigătoare a Cupei Campionilor. Așteptați un telefon în continuare de la ei, să înțeleg. Aștept. Deși eu sunt la Oradea, cum am spus de fapt și dumneavoastră. Am înțeles. Este o echipă, repet, cu un proiect frumos, o echipă pe care suporterii și cei care sunt acum la conducerea ei și-o doresc în prima ligă. Dacă ați primi șansa de a avea o funcție onorifică, ați accepta la Steaua să aveți o funcție onorifică? Cu un sfat, pentru că e binevenit un sfat din partea dumneavoastră. Da, m-ar onora treaba asta. Dacă m-ar suna în conducere și dacă mi-ar spune că, domne, ai să fii și dumneata acolo și cu poștii dumitarii jucători, pentru că știu că Răcătuș este acolo, nu? Nu mai este, a fost într-adevăr. Probabil este cu sfaturi în continuare, pentru că Ștefan Iovan, domnul Iovan este și el la echipă și foști colegi. Da, da. Da, păi pentru asta spun că mi-ar face o mare, mare cinste, de fapt, ca să pot să dau sfaturi și echipa, după sfaturile mele, să spunem, să aibă și rezultate foarte bune. Veți face așa un efort în a veni la București pe 7 mai, dacă va fi evenimentul legat de Sevilla? Păi aș încerca să fac. Și cred că aș reuși. Am înțeles. Să mai trăiți așa câteva momente pe banca tehnică, nu? Poate de ce nu să fiți acolo la nivelul ierbii? Sunt sigur că v-ați dorit din tot sufletul, pentru că spuneați că vă este dor să vedeți un meci. Și mai mult de atât, să trăiți un moment de genul acesta ar fi minunat. Exact, așa este. Pentru că... M-ar onora treaba asta. În scurt timp trebuie să spunem că în mai puțin de o lună și... Îmi permit să vă spun încă de pe acum, la mulți ani, veți împlini 84 de ani și ar fi un lucru extraordinar, nu, să fiți pe bancă, indiferent de meci, la această vârstă. Vă mulțumesc foarte mult!
O ultimă întrebare, Naemi. Echipa națională, pentru că, repet, ați fost acolo, o campanie cu Germania, în fine, Islanda, nu mai amintesc echipele, cu Mirel Rădoi, un om pe care îl cunoașteți. Da. Vom reuși să fim mai buni decât am fost, să spun așa? Da, eu l-am și propus pe Rădoi la echipa națională, pentru că cred că este un jucător de fotbal de mare valoare, nu numai fotbalistic vorbind, ci și din vedere, să spun așa, ca antrenor. Și ar fi foarte bine dacă echipa Steaua a reușit să facă un rezultat foarte bun. Avem plăcerea, Naemi, și vă veți saluta cu această ocazie și sunt foarte fericit pentru acest lucru, să-l avem la telefon și pe Tudorel Stoica. După aia, mă, nu te ridic. Capitanul da. Absent de la Sevilla. Nu, pune-te pe ce, Nu știu dacă ne aude. Bună dimineața, domnule Stoica. Da, bună dimineața, numai bine, sănătate și bună. Vă salut și pe dumneavoastră și pe Naemi. Naemi este la telefon, suntem împreună la telefon. L-am auzit și salut și doresc multă sănătate, să ne vedem sănătoși. V-ați luat revanșa, ați fost prezent, domnule Stoica, ați fost prezent la Monte Carlo în această supercupă după ce cu un an mai devreme nu ați putut să ajutați băieții la finala de la Sevilla. Este nu chiar un an, dar cu ajutorul băieților am reușit să joc și eu după ce au câștigat Cupa Campionilor încă două finale. Finala aceasta și Supercupa Intercontinentală, care dacă aveam și noi norocul să este VAR pe vremea aceea, o aveam și pe aceea, luată într-un an de zile, pentru că am dat și noi un gol valabil, dar așa au fost vremurile, ce să facem. Așa este. O amintire frumoasă, nu? O amintire foarte frumoasă, mai ales că am întâlnit o echipă Dinamo Kiev, super echipă, echipa națională practic al URSS-ului, cum se spune, și știți și dumneavoastră că au spulberat tot prin Europa și la ce scoruri au câștigat și totuși am reușit și nu norocoși, am făcut un joc foarte bun acolo și am meritat victoria, după părerea mea. Da, un gol marcat de Hagi din lovitură liberă a făcut diferența. Exact. Problema este că am fost prima echipă din Europa care am câștigat Cupa Campionilor, am fost o echipă și cel mai important din punctul meu de vedere sunt aceste trofee, dar și cel mai important este că am fost o echipă alcătuită numai din jucători români. Și asta așa este un lucru extraordinar. Ce părere aveți de acest proiect nou de la Steaua, echipa de la Liga a 3-a? Păi, mă bucur să reușească să intre în Liga a 2-a și după aia ușor să reușească să meargă acolo unde, după părerea mea, e locul Liga 1, mai ales ca un stadion foarte frumos, au foarte mulți suporteri și sper ca să reușească să își îndeplinească obiectivul. Adică, practic, obiectivul este de a reuși să intre în Liga. Să promoveze. Cred că ar fi o bucurie enormă să vă revedeți pe noul stadion. În acest an se împlinesc 35 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor. Ne revedem sigur și le invităm și pe Naemi să vină, că n-am mai reușit cu pandemia asta să facem nici aniversări, că ne mai vedea și noi din când în când, după fiecare an, după ce am câștigat Cupa Campionilor, ne revedeam pe 7 mai, după 1 mai, nu contează, dar acum. Da. Oricum, sperăm ca să fie bine și să fim sănătoși, că uitați, vedeți dumneavoastră ce înseamnă viața asta. O parte dintre noi, chiar dacă nu aveau vârsta, s-au dus și e păcat. E păcat pentru că nu cu asta am rămas, cu trofeile, cu aniversările noastre. În viață, practic, nu știu niciodată ce te așteaptă. Ar fi minunat să vă revedeți atât de mult cât se poate în astfel de momente. Exact. Legat de echipa FCSB-ului de la Liga 1, îi vedeți, nu știu, îi urmăriți și pe cei de acolo? E o diferență, vrem, nu vrem, între cele două echipe. Vreau să vă spun că nu urmăresc. Mai mă uit din când în când așa, dar nu de la un cap la altul să urmăresc un meci. Și nu mă interesează FCSB. Am văzut că au obiective mari în campionatul ăsta. Obiective extraordinare. Renunță la cupă numai ca
Clubul Sportiv al Armatei Steaua să nu intre în Liga a doua. Asta nu poate să fie, nu poate să fie în mentalitatea noastră o echipă serioasă, știe și Naimi. Ne propuneam de la început două lucruri importante în România, cupa și campionat. Dacă să renunți la cupă ca să faci rău unei echipe și ducuri, dacă vrei să mai joci și la ei acasă. Se pare o din asta românească, o aroganță prea mare, ca să spun așa. Nu mă interesează pe CSB-ul, nu vreau să vorbesc de ei. Nu mă interesează. Ați acceptat să fiți implicat și dumneavoastră în acest proiect al Stelei? Echipa armatei? Eu sunt convins că orice coleg de-al meu ar accepta, pentru că și nu că ar accepta, dar cred că și merităm să fim, pentru că avem o experiență, avem un suflet acolo tot timpul și sunt convins că în momentul când se va hotărâ exact dacă va intra echipa în Liga a doua, se va apela și la noi, pentru că în primul rând avem și o experiență și vreau să vă spun că pe mine m-au contactat mulți care ar dori să sponsorizeze. Avem și un nume care ar ajuta și ar fi benefic echipei din Ghencea. Echipei Steaua, ca să spun așa. Adică, ce da. Mai fericit. Eu sunt fericit că prin intermediul emisiunii noastre reușesc doi oameni de legendă și cu care am tot dragul să vorbesc în această dimineață și plăcerea în același timp. Doi oameni le transmit celor de acolo, de la Steaua, că sunt deschiși și își doresc din tot sufletul să se alăture acestui proiect. Da. Vă mulțumim mult de tot, vă dorim emisiune plăcută, salut pe Naimi și sper din tot sufletul să ne revedem cât mai curând sănătoși. Și eu vă mulțumesc din tot sufletul, domnilor, multă sănătate și să ne revedem cât mai bine, de ce nu aici în studio, să stăm la povești. Ok, publicitate și revenim. Da, am revenit în studio, a fost un moment minunat pe care alături de Răzvan Stanca l-am avut în studio, în dialog cu cei doi oameni de legenda ai Stelei. Răzvan, revenim un pic la actualitatea zilelor noastre. S-a vorbit, pentru că ai fost la Steaua, s-a vorbit și Paul Pârvulescu a avut cu cei de la ANA de furcă, să spun așa, și fost suspendat pentru o perioadă de timp, nu mai departe de anul trecut, pentru că a recunoscut în mass media că a folosit metode neconvenționale sau considerate doping cu acel ozon prin care și-a mărit capacitatea de efort sau parametrii au diferit și vreau să te întreb, pentru că ai fost la Steaua și cum au stat lucrurile, dacă a existat această poveste sau cum s-a procedat la momentul respectiv? În perioada aceea, într-adevăr, am fost la Steaua, dar acea terapie cu ozon am făcut-o la Pandurii, dar niște injecții pentru a recupera organismul, nu pentru a te dopa sau a fi cum un pas peste adversari. Deci, sub nicio formă se pune problema pentru această terapie. Era doar o simplă metodă de a-ți regenera organismul pentru că avea meciul din 3 în 3 zile. Asta a fost toată chestia. Iar eu la Steaua n-am pe corpul meu n-am pățit așa ceva. Deci n-am făcut această terapie. Thomas Neubert era, nu? Thomas Neubert, da, era preparator, dar n-avea nicio legătură. Pentru că toată lumea țin cont de pregătirea foarte bună a echipei, ține minte cel puțin în ceea ce a însemnat planul european și o capacitate de efort pe care jucătorii au avut-o datorită pregătirii sale. Lumea deja la un moment dat a mers mai departe un pic cu discuția în această privință. Probabil din cauza invidiei, altfel nu-mi dau seama de ce s-ar ajunge aici, pentru că terapia cu ozon te ajută să-ți recuperezi organismul într-un timp mai scurt. Am înțeles. Din cauza asta, probabil că au și generat aceste discuții inutile, din punctul meu de vedere. Pentru că Tomi avea altă treabă, nu se ocupa cu aceste terapii. Cu aceste terapii se ocupa strict doctorul. Am înțeles. FCSB, pentru că mă gândesc că ești
ești mai aproape de echipa de la Liga 1, dacă ținem cont, nu, de momentul în care ai jucat. Ai fost, nu, la Steaua, dar simți că... La Steaua am fost, într-adevăr, dar pentru mine am declarat-o de fără niciun fel de lipsă de respect față de cei de la CSA, dar pentru mine FCSB-ul este continuatoarea stelei adevărate. Te întreb de Vlad, de exemplu, da, de la portar la portar. Vlad acum a devenit un titular incontestabil. Da, pentru că are meciuri, are constanță. Unui portar dându-i se constanță în joc și în evoluții, va crește. Nejucând, mai ales la vârsta lui, când are nevoie să joace, îi va fi mai greu să se dezvolte. În ultima vreme, rezultatele au șchiopătat, mai ales, nu știu, s-a suprapus cu plecarea lui Denis Mann. Da, se poate spune și chestia asta, că din cauza plecării lui Denis, rezultatele l-au mai lăsat de dorit, dar sunt un grup unit, sunt niște copii tineri care nu întâmplător au ajuns pe primul loc. Câștigă titlul anul ăsta? Acum, eu am declarat-o că, într-adevăr, ei sunt principalii favoriți și, normal, echipa de pe primul loc este favorită în a câștiga campionatul, dar mai sunt de jucat meciuri și pentru binele lor sper să câștige, pentru că este o secetă, de câțiva ani n-au mai câștigat campionatul și ar fi cazul să fac acest lucru. Spuneam la start de emisiune, pentru că tu ai cochetat cu echipele reprezentative de junior, under, că turneul under 19 s-a anulat în România. Da, din păcate și anul trecut au avut parte de această pandemie, mi se pare un lucru de neimaginat pentru fotbal, în primul rând, fotbal românesc și așa, aflat în pioneze. E, într-adevăr, o lovitură destul de grea, mai ales pentru copii. Era o calificare meritată și aveau oportunitatea de a-i vedea mai multă lume din fotbal mondial și de ce nu poate aspira și la un transfer. Pe cine vezi portar la echipa națională după retragerea lui Ciprian Tătărușan? În momentul de față, singurul care ar putea face față, chiar dacă lumea o să spună că mă hazardez în declarație, chiar Vlad, Andrei Vlad. Deci Andrei Vlad? Da, pentru că are constanță, joacă meci de meci. Am înțeles că și Floriniță joacă, Silviu Lung la fel, dar că nu mai vine. Da, nu mai vine nici el. Nu mai sunt multe variante, înainte aveam variante, știi? Așa e, da. Pentru mine, viitorul portar al naționalei poate reprezenta... Da, vorbesc de meci, uite, primele meciuri, Macedonia de Nord, Germania, Armenia. Cine ar trebui să fie în parte? Acum, nu știu, depinde ce tactică vor să abordeze cei de la națională. Mirel? Ar putea Vlad să reziste acum? În momentul de față, cred că da, la meciul acesta cu echipe mai slab cotate, ar putea face față. Și altfel cu Germania, de exemplu? Cu Germania un portar cu experiență. Avem? Momentan, singurul care mi s-ar părea în formă ar fi Bălgădean sau Niță. Deci unul dintre ei s-a apărut cu Germania. Da, vedem planul lui Miller Rădoi. Îi rog pe colegi să-mi ofere câteva imagini și de la accidentul lui Tiger Woods, pentru că am discutat despre acest lucru. S-a întâmplat nu cu mult timp în urmă un accident în LA, undeva la un an distanță după accidentul lui Kobe Bryant. Iată un alt sportiv de legendă al Statelor Unite. Vedem imagini de la locul accidentului, este incredibil. Și informațiile pe care le-am citit și noi, că nu este o situație deloc bună pentru jucătorul de golf. Cel mai important jucător, nu de golf, pe care noi îl cunoaștem. Nu se știu exact motivul pentru care mașina a ajuns într-o astfel de situație. A căzut, mă gândesc, de la o înălțime destul de
de mare. Să sperăm că, că lucrurile se vor, se vor așeza. Programul de astăzi, un meci de Europa League, Tottenham cu Wolfsburg, 4-1 pentru Tottenham în tur, returul. Avem meciuri de handball și din nou Champions League, Atalanta cu Real Madrid, Real cu foarte multe absențe pe Luxport Plus, 4K22 și Gladbach cu City, aceeași oră, un meci pe care spuneam, îl urmăriți la Luxport, un meci găzduit din nou de Ferenc Puskás Budapesta. Aceasta a fost emisiunea noastră a dimineții, ne bucurăm că ne-am revăzut, să se întâmple același lucru cu bine și mâine. Îi mulțumesc lui Răzvan pentru prezență, o zi frumoasă! Yeah.